Bună! În primul rând îmi cer scuze că vorbesc pe nas și poate o să mai îndreg vocea, dar sunt un pic amrăcită. Și da, astăzi ne revedem la un nou tag. Un tag pe care l-am găsit recent de la l-a făcut o fată de peste ocean și mi-a plăcut extrem de mult. Și anume este vorba despre... Este un beauty don't, adică ce nu trebuie să faci în materie de beauty, să zic așa. Și poate eu o să-l fac cum l-a făcut și ea, cu 5 greșeli în make-up. Ea așa l-a făcut, eu o să am 6 greșeli pentru că am mai adăugat una care mi s-a părut destul de importantă. Și voi puteți să-l faceți dacă doriți. Și 5 greșeli, de exemplu, mi s-ar fi părut foarte interesant. Și despre unghii, 5 greșeli în materie de manicură sau 5 greșeli în materie de styling pentru păr. Eu nu mă pricep la astfel de lucruri, adică la păr și la unghii sunt non-talent și cel puțin la unghii, așa, la manicură, și de aceea poate dintre voi care sunt mai pricepute încearcă să îl facă pentru că ar fi tare interesant. Bun. Și da, voi începe. Prima greșeală care cred că toate am făcut-o mai devreme sau mai târziu este aplicarea unui fond de ten mult mai închis decât nuanța tenului nostru. Și eu am pus aici un fond de ten mai închis și îl voi lua pe mână și veți vedea. Da, mi l-am amestecat eu, că nu era chiar atât de închis. Un fond de ten mai închis. În primul rând, se va vedea oribil pe pielea noastră și o diferență mare. De câte ori nu mi s-a întâmplat lucrul acesta, să luăm un fond de ten mai închis decât nuanța pielii. Mie, sincer, mi s-a întâmplat și... A trebuit să-l amestec cu alte fonduri de ten. Asta este singura soluție. Dar uitați cât de urât se vede. Foarte multe fete le-am văzut cu un astfel de fond de ten pe față și spunând ele că sunt mai interesante pentru că sunt bronzate. Ia uitați diferența. Niciodată să nu faceți acest lucru. Este o greșeală care arată, în primul rând, urât și, în loc să scoateți în evidență frumusețea voastră naturală, veți scoate urățenia, aș putea spune. Adică arată urât, oricât de frumoase ar fi. Cred că nu doriți să aveți așa ceva pe față. Să iau un șervețel umed că m-am lungit într-un mod fără de hal. Într-un hal fără de mod, într-un... Înțelegeți? Bun. Da? Aceasta este prima greșeală. A doua greșeală, care iar mi se pare că multe dintre noi o facem și pot să spun că și eu am făcut aceste greșeli la rândul meu, nu numai voi sau tuturor, pe când mi s-a întâmplat. Și anume eyelinerul, aplicarea sa. La multe dintre fete am văzut următorul lucru. Nu este aplicat imediat aici unde este unde se termină genele, pe linia genelor, este aplicat undeva mai sus, ceva în genul, o dungă destul de groasă, care nici măcar nu este dreaptă de multe ori, și care aici la coada ochilor este foarte alungită, ceva în gen. Știu, sunt frumoase codițele, dar nu foarte lungi. Adică să nu exagerăm cu ea și să o ducem, am văzut și mai lungi de atât, până la tâmple. Nu arată bine, nu ne dorim așa ceva și... Adică de ce ți-ai dori așa ceva? Da, eyelinerul este frumos, alungește ochiul, arată foarte bine, dar trebuie folosit cu mare atenție și în limita bunului simț. Bun, aceasta este a doua greșeală. A treia greșeală ar fi conturarea sprâncenelor
un creion mult mai închis decât părul nostru, decât culoarea părului nostru. Și de câte ori nu am văzut iar acest lucru, sunt cenele conturate cu creion negru, mai ales negru, care creionul negru niciodată nu este pentru sprâncene. Chiar dacă aveți un păr negru, folosiți maro închis de tot. Deci maro dar cu maro închis. Bun. Și am mai văzut o chestie, așa o chestie în sus făcută pentru a o curbă, să zic, pentru a fi sprânceana curbată. Fac această chestie și chiar arată total urât și dezastros. După părerea mea, aceasta a fost cea de-a treia greșeală. Cea de-a patra greșeală, care iar am observat-o destul de des la fete, este blașul, dragile mele. Blașul care îl aplică în cantități foarte mari și nu numai că este aplicat în cantități foarte mari, este aplicat în genul acesta. De foarte multe ori am văzut genul acesta de aplicare a blașului sau a unui blaș din acesta bronzant, să zic așa, care zic ele că le face mai bronzate, care zic unele fete că așa, blaș bronzant și tot așa aplicat unui fier bronz. Sincer, arată oribil, arată ca și cum te-ar fi bătut cineva. De aceea aplicați blașul treptat. Nu-l aplicați mult de prima oară pentru că va ieși un dezastru și va trebui să vă refaceți make-up-ul. Bine, de multe ori mi s-a întâmplat și mie să aplic mai mult pentru că, eu știu, m-am machiat undeva mai la întuneric dimineața și când am ieșit afară m-am trezit cu... ce s-a întâmplat? Bun. O altă greșeală și pe care o consider destul de gravă este aplicarea iluminatorului în cantități foarte mari. Și o să vă dau un exemplu. Cantități foarte mari și aplicat unde nu trebuie. Nu aplicați iluminatorul aici sub ochi, pentru că am mai văzut aici. Pentru că vă va ilumina ridurile pe care le aveți sub ochi, liniile fine, și vor ieși mai rău în evidență. Nu vă doriți acest lucru în niciun caz. Sau nu iluminați aici, iar fruntea. Pentru că, la fel, când veți strânge, vedeți cum se vede? Se văd imediat ridulețele. Iluminați într-adevăr ușor nasul, dacă doriți, dar ușor, nu foarte mult. Și bărbia aici, iar mi se pare o chestie care nu ar trebui făcută, să o iluminați în partea aceasta. Pentru că oricum zona T este mai grasă și oricum se va da acel luciu în timp și nu vă doriți să arătați ca un far, ca un bec, lucios tot. Bun. Și ultima greșeală, cea de-a șasea, care o vedem foarte des, este aplicarea rujului, care multe dintre noi îl aplicăm pentru a ne contura, a ne face buzele mai groase, mai pline, îl aplicăm exact așa. Depășim mult, mult, mult buza noastră naturală. Exact așa. Iar la unele am văzut iar o greșeală care, uite, n-am adăugat-o aici, aplicarea creionului de buze, mult mai închis decât rujul. Bun, da, acestea sunt greșelile pe care mi s-au părut mie cele mai grave pe care le putem face în machiaj. Sper că v-a plăcut clipul meu și vreau să-l faceți și voi cu idei noi, de ce nu. V-am pupat!